fost el. Închis, închis aici, dar deschidem imediat. Am venit la Olănești. O să plecăm cu un traseu foarte, foarte frumos, foarte lung de altfel. N-am avut timp să mă bărbieresc, să arăt și eu mai bine așa, cine știe, vreo capră neagră de vreo. Am ajuns la Olănești, vă spuneam, să luăm legătura cu un vechi și bun prieten, cu Marcel Andreescu, salvamontist, dar și membru al Clubului Buridava. Ne-a dus până aici și o să ne însoțească o porțiune din drum Viorel Popescu, de la Parcul Național Buila Vânturalța, e aici lângă mine. Și facem o mică inspecție la casa lui Marcel, că am auzit că e mare gospodar, dar am văzut că sunt buruieni în grădină, n-a privit, n-a copăit, n-a făcut nimic și se stă de vorbă cu părinții lui să vedem cât îl mai lasă să umble pe coclauri așa de capul lui. Acum glumesc, o să urcăm niște trepte, că am înțeles că ne invite pentru început la o mică gustare, dar iar glumesc. Vă fac cunoștință cu cei doi, îi știți de altfel că sunt parteneri și prieteni de furtă lungă. Banii mai prins în bate soare. Da. Și Viorel. Bună ziua, bună ziua! Ai curat să punem întrebări familiei? Nu. Gata, viitor. Așa, pe scurt, așa, la soare, când ne mai vedeți pe noi soarele, traseu. Un traseu frumos, Olănești, Ifernuzul, Cheile Olăneștiu sau Cheile Folea, din Parcul Național Buila Vânturalța și de acolo să vedem timpul care ne permite spre Căpățâni. Spre Căpățâni și o porțiune de traseu ne însoțește și Viorel. Știu că sunt multe acțiuni în fiecare din parc. Una dintre ele? Una dintre ele astăzi este o mică patrulare și să vedem starea marcajelor, că vrem să refacem marcajele pe trase din Olănești până în Cheile Folea și o mică igienizare, dacă... Avem permisiunea celui de la Parcul Național Buila, pentru aici să luăm și noi o sticlă cu apă de izvor, că da. Nu punem dop acolo la apă, la Olănești. Da. Echipat, în cap până în picioare, vă minte echipament pe drum și de traseu, da. Când ai pus și fond, ne-ai întâmpinat cu fond muzical, Zanfir. Cu Zanfir. Atât, mulțumesc pentru primele intervenții, reușite de altfel, ca de obicei. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la Tărzina Vâlceanu începe spectacolul naturii. De cât vreo 12-13 kg, hai să zicem 15, asta e casa mea de spinare, dar să știți că cea mai mare greutate o duce Liviu Toma, cameramanul, care are o cameră spațioasă pe umăr, în spate, în care se încep toate imaginele astea frumoase, care vor alcătui un alt spectacol oferit de natura. Viorel s-a pus pe cărat acolo. Marcel, mergem, așa merg, Marcel, mânecă scurtă și... Da, mânecă scurtă. Da. La mașină, sacul că... este deja în mașină. În mașină și apropo de mașină, să nu ne taie calea, să se dea calea. Scăpăm de oraș, de mașini, de marcaje, treceri de pietoni, roșu, galben, verde. Ne vedem pe drum.
Cam supărat că am mers peste 15 km cu mașina până am ajuns în cheile Olăneștiului, nu? 17, da. În Olănești. Am uitat, 2 km am împins la mașina, că am rămas cu mașina într-o altă zonă dificil de urcat și cu piciorul la rinde cu mașina. Cu Marcel aici la intrare în cheile Olăneștiului. Paradoxal, cheile sunt foarte strânte, dar noi ne simțim în largul nostru pentru că am ajuns la dragostea noastră, muntele și la spectacolul oferit de mama natură. O să avem o imagine cu cascada. Am fost de atâtea ori aici, Marcele, nu? De nenumărate ori, vara, iarna, toamna și... Primăvara, nu știu. Primăvara. Dar la orice ieșire se schimbă lumina, se schimbă unghiul, se schimbă spectacolul, nu? Absolut. Ce să le arătăm aici la intrarea în cheii? Ceva din cascadă? Păi avem să le arătăm începând la vegetație, floră. Faună, mai puțin s-ar putea. S-ar putea, da. Așa? Cu Liviu Domor, de câte ori am ieșit în natură, în acest spectacol au intervenit și personajele gen capră neagră, vulpe, urs, agvilă. În spatele nostru se află cheile Olăneștiului, cheile Folea. Cheile Mânzului. O să trecem pe lângă peștera Arnăuților, unde am fost și ai și făcut o coborâre în rapel. În rapel. Și o să mergem spre Temelii. Încercăm să urcăm spre Temelii, să vedem cum este drumul, dacă mai este zăpadă sau copaci, cum am găsit, căzut pe drum, în golovani. Zăpadă. Vedem de timp, ne permite timpul că este schimbător, s-ar putea că la munte întotdeauna. Și încercăm să urcăm la Temelii și de acolo mai departe vedem la ce oră ajungem, cum ajungem și dacă trebuie ne permite... Trebuie să ținem cont și de stomac. De stomac și dacă ne permite vremea, pe timp. Avem. Avem. Da, vremea să ne lase. Putem urca până în Căpățânii. În Căpățânii, da. Aici da. Ne aflăm în Parcul Național Buila Vântureață. O să vedem și un panou. Și un panou mai sus. Cu trasee, da? Cu harta. Foarte multe trasee de alpinism, de escaladă și speologie și relaxare în natură. Avem cheia. Aveți cheile. Veniți în acest spectacol, faceți parte din el. Regina Vâlcea 1. O emisiune realizată cu sprijinul celor de la Salvamont Vâlcea și... Buridava, Parcul Național Buila Vântureață și Clubul Buridava. Plus, să nu uităm că noi am plus Liviu Toma, care a venit ca la plajă, așa, are o pălărie,
O să fie și el lângă noi, o să fie și unul dintre noi o să fie în spatele. Da. Avem așa, cascadă, intrarea în chei, panou, intrarea în peștera Arnăuților, după care drumul spre Temelii.
Ploi abundente, averse locale, drum blocat de pietre, de arbori căzuți. Ia să vedem, Vali. Nu cred că e o problemă pentru Marcel. Sau s-ar putea să fie probleme. N-aș vrea să fiu în locul mașinii. Abia ne ține după mașina asta lui Marcel și nu e singura ispravă. Stați puțin să ridicăm capota. Ia vezi, Marcel. Ce vrei să vezi, Vali? Nisipul de la cantonul cheia. A, nisipul de la cantonul aici. Da, da, mai rămas ceva nisip după ce apa... Era apa undeva pe aici, se vede. Și da. Nisipul, uite, pământ. Da. Nu știu eu sau tu ai și submarin. E auto-amfibie sau? E a muntelui, Vali. Cred că sunt și caseră. Câte lungi de coarde trebuie să ajungă? Păi deja s-a cățărat aici. S-a cățărat, da. Că s-a întors înapoi, că n-a pus să treacă. Nu faceți probleme, că o să mergem și fără mașină, adică în siguranță. Suntem la ce altitudine, Marcele? Hai să ne uităm acum, imediat. Că avem un altimetru pe ceas, avem 15,3 grade la ora actuală și avem 990 de metri. 990 de metri, la 1000 de metri ne oprim. La 1000 de metri și puțin. Și puțin ca să ne luăm și noi camel cu o căsuță în spinare, camera de filmare și undeva spre... ne la 1500, 1500, na, 1600. La lacuri, la Folea? Da. Mașina? Nu, nu. Fără mașină. Deși nu se știe niciodată cu Marcel, putem ajunge și cu mașina, dar cum putem? Preferem să fim măgari acum. Măgari, da, să fim măgari. Hai. Măgari. Aveți în față un măgar putere, dacă... E aproape vară în calendar, nu? E aproape vară în calendar, dar pe e cheleul nănești... aproape sfârșitul lui mai, nu? Mai, începutul lui iunie. Da. Mai jos. Nu credeam că o să mă întâlnesc cu așa ceva. Bine că nu ne-a prins avalanșa acum la începutul verii. Da. Dacă veneam puțin mai devreme, poate. Dar ia uitați-vă cât măsoară mașina și cât măsoară stratul de zăpadă.
Mari, hai să ne rătorim pe care. Deci undeva în jos. Meritam și noi bătaie cu zăpadă. Zăpadă la începutul verii. Deci că dacă te speli cu ea pe față acum, s-ar putea să mai ai șanse în dragoste. A, da? Da, da. Îi păstrăm și lui Liviu, că poate... Ia. Păi, alunecă, da, are aproape 2 metri stratul de avalanșa, de fapt, venită undeva de sus. Putem avară, să... dacă veniți cu ceva răcoritoare, să fie și mai reci. Putem să... Dacă... O bere la rece. Și asta la 1000 de metri altitudine. Lași. După câte am văzut, cred că o luăm pe aici cu mașina. Nu? Putem bani, da. Putem. Putem. Să nu uiți să... pentru cameraman. Hai, Liviu. La zăpadă cu tine. Că nu e artificială. Nu, e naturală. E naturală. Mai jos erau floricele, arătam flori... Flori, albinuțe. Albinuțe, natural. Și aici? Aici... Să-i facem și lui Liviu o fotografie cu îi facem, alba de alba zăpadă. Nu, Liviu? Nu, ești din camera așa, că meriți.